Aeronavele F-16 Fighting Falcon, aparținând escadrilei 53 vânătoare din baza 86 aeriană, au executat antrenamente în comun cu un bombardier strategic tip B-52 din forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii. Antrenamentele au vizat demonstrarea capacității de dislocare rapidă și creșterea nivelului de interoperabilitate. Piloții români și cei americani au executat în comun zboruri de alimentare în aer, interceptare și escortă. Acestea au contribuit la asigurarea securității la granița de est a Alianței Nord-Atlantice. A fost o misiune cu partenerul american, a constat în realimentarea air-air și o misiune comună cu bombardierul B-52. E pentru prima oară în țară când vedem noi B-52, este doar un icebreaker. Am început să ne vedem, am început să vedem cam ce sisteme folosim și am făcut interceptări aeriene. E o misiune în care pur și simplu ne cunoaștem mai bine și începem să lucrăm împreună. Oricând ne întâlnim în aer, e ca și cum am fi fost în același loc. Tot ce vorbim, cum vorbim, chiar și accentele care le folosim sunt foarte similare și atunci ne înțelegem. Este foarte bine. Ne bucurăm că suntem aici și orice misiune împreună cu ei este un plus de experiență pentru noi. Scopul acestui exercițiu este demonstrarea capacității de dislocare rapidă, aceasta contribuind la sporirea încrederii României cu privire la implicarea forțelor Statelor Unite ale Americii în asigurarea securității regionale prin aplicarea măsurilor de reasigurare. Activitățile în comun cu forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii reprezintă un element esențial în asigurarea interoperabilității și a succesului într-o eventuală acțiune militară comună. Piloții și personalul tehnic din cadrul escadrilei 53 vânătoare continuă să se antreneze și să participe la exerciții în comun cu partenerii străini pentru a fi în măsură să execute la standardele NATO misiunile încredințate.